Astăzi încep live-urile Oameni Buni la Vocea României. Irina Rimes este aici cu dezvăluiri din culisele show-ului, mai ales că astăzi și mâine se anunță două ediții de foc. Așadar, să o primim pe Irina Rimes. Sper că fac bine. Te rog frumos, ia un loc dacă poftești la niște mici. Mai sunt în spatele camerelor de filmat. Dacă poftești la o ciorbă, un borș de fapt de pește, la fel avem. Am văzut și slăninuțe, și sarmale, și șorici, și cozonac. Bine, cozonac de ce? Se face cozonac absolut de gol. Noi am arătat doar ciorba. Am văzut de toate, abia aștept să mă duc în spate. Îi spune tu, aveți voi așa ceva la Voce? Dacă vrem, da. Dacă vreți, da. Dar noi suntem la dietă. La noi e și când nu vrem. Ai văzut cum apar micii de la obor? Imediat ciorbele. Asta e altă viață. Încep live-urile, Irina. Mi-am pus ochelarii să te văd mai bine. Să văd prin cosmosul tău. Înțeles. Ce faci, Irina? Fac bine. Uite, ne pregătim de live-uri. Da? Ne-am pregătit deja. Acum trebuie doar să ținem pumnii. În seara asta e prima... Ca să zicem așa, rundă. Am emoții mai mari decât au concurenții mei, pentru că ne-am pregătit destul de mult și le-am dat, cei drept, le-am dat niște piese foarte grele și s-au cam autodepășit și asta mă bucură foarte, foarte mult. Diseară uitați-vă la Vocea României, votați la 1200 pe Eva Timuș și pe Alexa. Eu îmi laud acum învățăcei mei, exact. Și au muncit foarte mult și merită suportul vostru. În seara asta, prima rundă, mâine seară runda a doua. Așadar, exact. Sunt două zile de foc. Sunt două zile extraordinare. Sunt ca pe, nu știu, ca pe... Mai ales că mâine e o ediție specială, pentru că e Ziua României și întreaga ediție de la Vocea României este adaptată, nu? Mâine o avem pe Alina și pe Dora și au două piese, după părerea mea, absolut excepționale. Avem niște momente foarte, foarte emoționante. Eu nu vreau să-i dar de concurenții tăi, vreau să zic că întreg show-ul mâine seară, de 1 decembrie... Da, dar concurenții mei... Da, glumesc. Mâine seară tot show-ul este dedicat oarecum Zilei României, nu? Pentru că cântecele sunt alese într-un fel anume. Mâine avem o ediție specială, nu? Toate piesele vor fi în limba română și, bine, acum e și centenarul, nu, e și Ziua României, dar e și anul centenarului. Eu cel puțin m-am folosit de acest fapt și am adus o piesă, să vedeți, mâine nu dau prea mult din casă. E și mai emoționant că tot avem această frumoasă ocazie de a etala muzica românească. Tocmai care de asta e una e foarte frumoasă. E bine ca cei de acasă să știe că încep live-urile la Vocea României în seara asta, primul live de la ora 20:30, iar mâine, de 1 decembrie, Vocea României, o ediție cu totul și cu totul specială, pentru că este 1 decembrie, 100 de ani de România și concurenții, cum spunea și ceva mai devreme Irina, vor cânta doar în limba română și va fi o ediție cu totul și cu totul specială. Da, așa este. Eu... Doamne, îmi înflorește inima. Foarte, foarte bine. Vreau să-mi spui, ți-mi înflorește inima. Dar ai și lansat ceva melodii în ultima perioadă. Măi, Irina, mai să vorbim și de ele. Am cam lansat și o să cam lansez. Da. De fapt, lansez un album întreg care se numește Cosmos. Și cu această ocazie vă invit la lansarea acestuia pe 3 decembrie. În Cosmos? În cosmosul meu. Da. Care nu este negru, rece și neant. Nu, deci este luni. Unul foarte frumos. Da. Luni pe 3 decembrie la Teatru Ion Dacian, la operetă. Intrați pe Facebook și vedeți despre ce e vorba, pentru că sunt locuri limitate și am aflat astăzi că e bătaie pe ele și mă bucur așa de mult. Și desigur v-am invitat e și pe... Album. Nu, este al doilea album, primul este despre el. Acesta e un album despre mine. Deci primul a fost despre el, al doilea despre... Exact. Iar al treilea va fi despre voi. Nu știu despre ce va fi al treilea, dar primul ăsta despre e mai el, vesel. Al doilea despre mine, al treilea, gata. Despre noi toți. Despre noi, da. Ăsta e mai vesel, spui? Da, am niște piese destul de vesele. Una se numește 2400, cu accent pe O, și alta Ce se întâmplă, doctore. Ce se întâmplă, doctore? Exact. Poți să-ți dau un pont? Dar sigur te-ai gândit. Când o să lansezi videoclipul piesei Ce se întâmplă, doctore, să o iei pe Oana Cuzino. Am făcut asta deja. Bine, nu un videoclip, dar am făcut un reportaj la emisiunea Ce se întâmplă, doctore, despre chestia asta. Cred că zic și eu ceva original. Ți-am luat-o înainte. Da. Dar bine, zici era de așteptat. Zici ce piese mai ca să-ți facă... Dance, care este iarăși una veselă. Desigur că există și piesa Nu știi tu să fii bărbat, pe care... Aici cu care poți să-l iei să pe vin... plantă.
plantă. E o piesă, ți-o dedicăm. O să vină Irina Rimes săptămâna viitoare să o cânte. Tu nu știi să fii bărbat. Plantă este domnul care a cântat data trecută cu Gem, nu? Da, da, Papa Gem, Papa Gem. Așa. Ai luat invitație, nu? Ai luat invitație la lansarea albumului? Bravo, mă, plantă! Cu ocazia asta o să afli unde e teatru Ion Dacian. Ce glumă bună, n-a râs nimeni, dar știm. Niște glume interne, mă, Irina. Nu e problemă, asta. Eu deci, eu stai să le spunem oamenilor pe scurt. Irina, luni vă așteaptă pe toți la lansarea celui de-al doilea album. Ce trebuie să faceți este să intrați pe pagina ei de Facebook, să aflați mai multe detalii, pentru că presupun că foarte mulți din oamenii care sunt la tine pe Facebook pot să vină la lansare, nu? Desigur, e un concurs acolo. Dar cele mai multe detalii le aflați acolo. E mult de povestit. Iar lansarea luni. Da. Presupun că o să vadă cei care nu ajung și sunt din țară. O să vadă și pe Facebook ce se întâmplă și pe Instagram. Cu siguranță la tine. O să am grijă să vadă toată lumea, cei care își doresc. Mai ales că am pregătit un spectacol muzical. Și zic muzical pentru că să fie multă muzică. Nu multă în sens de cantitate, ci așa. Vine mama ta la lansare? Da, vine mama ce și face bucur. Și vine și în live-uri. Vine mâine și pregătește friptură. Mama a promis că face friptură. Și păi mă sună... Nu, n-ai înțeles, Irina. Deci vocea României nu e cu mâncare. La noi e cu mâncare. N-ai văzut ce e în spatele... Eu nu știu cum, ce părere ai sau ce impresie ai de... Nu, avem ediție specială și poate să vină aici. Păi tocmai dacă la voi este mâncare, înseamnă că trebuie și în partea aia. Nu. Să rămână mama lui Irina Rimes. Noi vă așteptăm cu ușile deschise și cu brațele la fel. Data trecută a făcut plăcinte, acum zice că face friptură. Perfect. Irina, să ai baftă, pentru că de aici pleci direct la voce, nu? Da, acum. Să ai baftă și îți mulțumim mult de tot că ai trecut și te așteptăm și săptămâna viitoare să vii să ne și cânti, da? Da, să te pup. Stai, mă, vino aici să o luăm în brațe, mă, pe Irina Rime, să-i spunem baftă la Vocea României, să-i spunem baftă la lansarea albumului și să-i spunem, mama, stai liniștită că-i dăm noi de mâncare, că avem aici în spatele camerelor de filmat mai ceva ca la hipermarket. Pot să spun și eu? Ce? Baftă tuturor concurenților. Să aibă că s-ai mei, că nu s-ai mei, doresc tuturor să cânte bine și să... Să fie spectacol. Să fie, da, să fie. Să fie voce în seara asta de la ora 20:30 și mâine ediție specială. Mulțumim mult și baftă!